Cele câteva zile în care ploile s-au oprit vremelnic au fost exploatate la maximum de societatea care se ocupă de reabilitarea și modernizarea Bulevardului Unirii. Primul sens de mers spre Calea Eroilor a fost deja asfaltat și se lucrează la prima bandă de pe sensul de mers până la Strada Patriei. Lucrările sunt îngreunate din cauza automobilelor parcate în zona de șantier, deși au fost afișate anunțuri prin care buzoienilor li se adresează rugămintea de a evita să lase mașinile în calea utilajelor. Continuă lucrul și la trotuare, unde vor fi amplasate și pistele de biciclete care au prins deja formă. Pentru a le face loc, au început să fie demolate scările de la unele societăți comerciale care ocupă prea mult loc din zona trotuarelor. Noua configurație a bulevardului a început să prindă contur și cei care locuiesc în zonă își pot da seama cum va fi atunci când strada va fi gata și pe cele două benzi din mijloc vor circula doar mijloacele de transport în comun și autospecialele. Buzoienii care pot să ocolească zona de pe șantier de pe Unirii Sud ar fi bine să o facă, pentru că se circulă anevoios și sunt perioade de timp în care se formează cozi lungi la semafoare.